am reușit să implicăm 30 de tineri și tinere în prevenirea corupției, adică i-am ținut timp de un weekend întreg să lucreze la niște soluții inovatoare care au menirea să prevină corupția în Republica Moldova. Cred că am atins pe deplin obiectivul acestui eveniment. Atunci când a fost inițiat acest proiect, Legatonul, Vote to the People, am avut foarte multe așteptări, dar rezultatele au fost pe măsură. Toți tinerii au fost implicați la maxim, au lucrat în echipă. Este cel mai important pentru noi că tinerii au avut posibilitatea de a lucra în echipă pentru un scop nobil. Mulțumim colegilor la PNUD pentru că prin intermediul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova a fost posibilă realizarea acestui eveniment. Acesta este viitorul nostru, tineretul. Și dacă ei vor înțelege că toleranța zero la corupție este cel mai important element în viața de zi cu zi, înseamnă că noi vom ajunge undeva. Scopul care l-am pus inițial a fost realizat undeva vreo 70%. Suntem mulțumiți că a fost apreciată ideea noastră și proiectul nostru. A fost destul de bine organizat pentru că am avut oameni din diferite domenii, am repartizat lucrul, așa rezultatul și așteptam.